Autoritățile australiene au anunțat că 5 persoane și-au pierdut viața după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit peste acoperișul unui centru comercial, la scurt timp după ce decolase de pe un aerodrom din apropiere de Melbourne. De asemenea, echipajul avionului anunțase o defecțiune la motor înainte de a se prăbuși peste un centru comercial situat în apropierea pistei aeroportului Essendon. Martorii susțin că avionul a explodat în momentul impactului, iar un fum negru s-a ridicat deasupra autostrăzii din apropiere. Potrivit primilor informații, aeronava se îndrepta spre insula King, situată în strâmtoarea Bass dintre Australia și Tasmania.